Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, analiza tehnică uh, SUA, la uh, evident la o nouă analiză. Dacă data trecută am analizat Nvidia, Google, Meta și Microsoft, da, acestea patru, uh, astăzi vom uh, analiza Netflix, Nike, Tesla și Serum. Uh, pardon, și uh, începem, începem evident cu Netflix, după cum vedeți, Netflix am o numărătoare foarte uh, bună și opa, mergem pe graficul de o oră și din punctul meu de vedere mă aștept pe Netflix la o creștere, este ora 7.45, nu știu dacă astăzi, s-ar putea mâine să deschidă cu gap dacă ne luăm, din perspectiva Elliot evident vom urca spre valul 5 dacă ne luăm din punct de vedere al analizei tehnice opa nu o prea frumos analizei clasice avem un bullish flag care și acest lucru îmi arată o continuare a trendului datorită acestei corecții deci fie folosind analiza mai complexă cum este Elliot, fie folosind o secundă da, da să lăsăm așa, fie folosind analiza clasică, ambele analize mi arată long, așa că, dragii mei, dacă mai prindeți în această seară până îmi downloadează și convertește softul, NMT4 până la urc pe YouTube, dacă îl urmăriți și prindeți longul, ar fi minunat. Bun, asta ar fi Netflix-ul. Mergem la Nike și la Nike ce vedem? Avem un trend ascendent, avem o corecție finalizată în valul C. Aici, de exemplu, N-am vrut să vă mai încurc, dar iată că avem 1, 2, 3, 4, 5 -ul. Da, și avem finalizat valul 5. Cumva pe aici nu se trece. Mergem pe, suntem deja pe graficul de o oră. Dăm zoom frumos și ce așteptăm, dragii mei? Așteptăm să spunem finalizarea acestei corecții, aici mă aștept să coboare din nou în această seară, probabil sau mâine da? și în funcție de ce pattern corectiv va lua graficul pe o oră pe Nike, mă aștept la finalizarea acestui pattern și de aici mă aștept la un long mare și frumos, probabil știu eu, vedem când, anume miercuri, joi, poate chiar cine știe da, Nu există tehnici foarte precise de analiză pe axa uh, timpului, pe axa prețului, sunt slavă cerului. Și asta ne interesează cel mai mult pentru că ele ne aduc bani și mai puțin contează când anume. Dacă suntem pe timeframe-ul de o oră, clar că durează fiecare lumânare, candelă durează o oră și ținem o tranzacție o zi, două, trei, în funcție când ne ajunge nouă la profit. Da? Bun. Cam asta ar fi și pe Nike pentru următoarea, pentru această săptămână. Repet, aștept finalizarea acestui pattern și bum, mă aștept la un long. Ce trebuie să faceți voi? Nimic altceva decât să așteptați. Așteptați finalizarea acestui pattern, mini trend descendent, da? Și apoi longul cel mare și frumos. Mergem pe Tesla. Probabil că aici era o analiză pe H4 din nou. Aici este un val mai complex. Acest B este, era, sau este format, dacă vreți, din A, B, C. Haideți să cobor gradul. Asta ca fapt divers, să vedeți cât de complex, dar minunat este Eliotul. Hai să-l pun așa. Și ce observați, dragii mei, atât din punct, mai în special din punct de vedere al analizei clasice. Ia să vedem cine este sincer și spune ce vedeți voi în această zonă pe care să se întâmple, da, înscrieți frumos în comentarii. Dacă nu știți, nu e nicio problemă, vă aștept cu mare drag în Pardon, vă aștept cu mare drag în programul meu de mentorat dacă vreți cu adevărat să învățați analiză tehnică. Dar revin imediat, vorbesc despre asta după ce uh, finalizez acest uh, acest Tesla. și anume, dacă sunteți sincer, sper să-mi fi spuneți cum se cheamă acest pattern. Și evident, dacă l-ați văzut, unde la finalul lui, dacă ești trader conservator, intri la finalul acestui uh, pattern. Dacă ești mai agresiv, aștepți finalizarea acestui uh, umăr drept, da? Și cumva din această zonă mai câștigi ceva. Hai să dăm zoom mare, da? Ia uite ce profit frumos ar fi da, dacă l-ai lua undeva din această zonă, longul, de aici până aici. Dacă ești conservator, nu riști între aici. Dacă ești agresiv, aștepți finalizarea acestui trend descendent până la urmă, dacă mergem pe un time frame mai mic, se vede clar că este un trend descendent, nu-l mai mâzglesc acum, da, în ghilimele, da, aștept finalizarea lui și de aici, bum, m-aș aștepta la un long, dragii mei. Care ne-ar aduce un profit foarte bun, mai ales dacă ești pe CFD și lucrezi cu levier. Dacă nu ești cu CFD, atunci și ai o sumă frumoșică de bani, poți să intri long și la 2, 5, 7, 10% marchezi un profit. Evident, când anume, nu îți arăt eu pentru că nu știu cum se sfășoară dar la un moment dat trendul obosește și sunt semnale și în cadrul programului meu de mentorat, fi trader de succes, pardon, nu aici, te învăț când un trend obosește, când un trend nu mai are putere și atunci îți dă semnale de schimbare de trend și tu trebuie să marchezi profitul, ai băgat banul în buzunar, aștepți din nou un alt semnal și tot așa banul îl reinvestești, în reinvestești, în reinvestești în, în tot felul de tranzacții dacă ești trader, dacă ești investitor, acolo este o altă problemă și o discutăm și pe ea în cadrul programului meu de mentorat, unde dacă intri, te țin de mânuță, la modul figurat evident, timp de 6 luni de zile, practicăm împreună, îți predau 24 de videouri, 24 de lecții noi, îți dau temă de făcut, dacă tot mă plătești măcar, te și pun la treabă, nu? Nu-i frumos așa? Orea că sadic să fiu, da? Te pun la treabă, te pun să sedimentezi informațiile care ți le dau, apoi vei practica asidu informațiile care dau pe grafice, vei practica pe zei sute de grafice, dar Și odată ce ai prins mișcarea, da? Vei începe să pe graficul real, pe bani real, evident că cu ajutorul meu vei câștiga bani folosind ceea ce te învăț și evident succesul în trading îți este asigurat devii un business trader, așa cum place mie să spun, câștigi bani din uh, afacerea de trading, da, devii un business trader și toată viața ta uh, poți câștiga bani și să devii evident un trader independent financiar pe orice tip de piață dacă mai tranzacționezi și pe altele, da? Dacă îți place ce am spus, dacă îți dorești cu adevărat să devii un business trader, atunci obligatoriu pentru mine să vizionezi acest video și dacă te regăsești în el, dacă îți place programul meu de mentorat, așa cum l-am conceput în pași, în cei 5 pași, atunci te aștept la o consultanță gratuită, apăsând pe acest buton roșu, te aștept să Îți dai click pe această săgeată da, și apoi îți alegi una din aceste zile cu albastru care sunt încercuite aici. Da, și deci să spunem că săptămâna viitoare luni la ora, hai să vedem, ora 11 sau ora 13, îți alegi o oră când ești disponibil, apeși pe buton pe ora care ți-ai selectat-o, dai Next, introduci datele tale și apoi apeși pe uh, programează evenimentul și ne vei primi pe e-mail și ne întâlnim pe Zoom. Evident că vreau să fii serios dacă te-ai programat, ține -te de cuvânt și vină la întâlnire. Dacă apare un neprevăzut, apare ceva și este firesc să se întâmple așa, atunci te rog eu frumos pe e să mă anunți că anulezi acel eveniment și dacă îți dorești în continuare te reprogramez. Da? Am 17 ani de experiență, dragii mei, am 4 canale de YouTube, ceea ce nu întâlniți la nimeni în România, să aibă 4 canale după pe 4 piețe diferite, Crypto, BVB, America și Forex, da? Și zic eu că asta cred că înseamnă ceva, iată și câteva cum se cheamă acestea, doamne, recenzii uh, ale oamenilor care au lucrat cu mine și jos pălărea pentru cel mai tare profesor Ducu din România, bravo, face o treabă extraordinară, salutare, și fantastic, cel mai bun în ceea ce faci, iar a făcut artă cu analiza tehnică, cel mai bun analist, e tăcă. veți mai vedea câteva și în interiorul acestui video, vreau seriozitate, vreau să lucrăm împreună, și îți asigur succesul. Bun. Tot la ghirimele la capitol reclamă, dacă îmi fac reclama program, te invit, dragul meu, să intri în program, să, să mă urmărești pe profilul meu de... Unde să mă pun eu pe aici, mă fac mic. Pe program, pe profilul meu de Facebook, am acest cover, rădu cu ursul, unde postez uh, analize. Iată că am dat și pe profilul meu, pregătește de lung pe Netflix mai fac și pe BBB <coughs> și pe cripto. Iată un alt semnal de long pe AMD, da, care nu. Mie e mai ușor să postez pe Facebook decât pe, uh, pe, pe YouTube, unde fac la, cam la o săptămână sau două video pe săptămână, maxim un video, două pe săptămână. Pe YouTube postez în fiecare zi și, evident, cel mai important lucru, te invit pe grupul meu da, unde aici postez analize specifice programului meu de mentorat. Vedem că dau frânturi din ceea ce vă predau în program. Iată pe AMD, iată pe Crypto, iată că pe, uh, cum se cheamă, pe BVB. Da, fac tot felul de analize, frânturi din programul meu. Toate aceste lucruri le veți găsi în comentariile, în primul, opa, dacă nu, dacă apar dezactivate aici, dați click pe mai multe și aici aveți tot ce trebuie. Aici am de două ori, da? Aici vă trimite pe pagina, pe pagina unde puteți să vizionați videoul, da? Perfect, da? Mai departe, întâlnirea cu mine vă trimite direct la întâlnire pe acel butonaș. Aici vă trimite pe grupul meu, bun? Totul este ok, nu știu de ce nu uh, a mers acolo, dar aveți aici în detalii. Bun, hai să mergem mai departe, să revenim la ale noastre și se pare că am făcut și Tesla, așa că dragii mei, fiți cu ochii cât cepere, dacă și numai dacă prețul nu coboară sub 175, dar sub această linie, atunci așteptați cel mai bun semnal de long, uite aici avem un, aici avem un suport frumos, da, fiți cu ochii să prindeți longul cel mare, evident nu știu, fiind pe graficul de o oră, dar este extraordinar de mult, poți să câștigi mii de ron sau mă rog sute de uh, uh, dolari pe acest long, dacă folosi fd -ul. dacă ești pe spot la fel poți să câștigi sume mari și frumoase de bani. Și mai avem uh, încă una, o companie pe exon ce avem noi frumos aici, mergem pe 4 ore, că nu mi-am prins eu ce... A, ah. o secundă, da, avem valul 5, A, vom urca spre B. Și dacă vom urca spre B, vom avea cumva această etichetare. Pac, uite așa, da, bun. Deci cert e că aici mă aștept puțin ca prețul să coboare punem culoarea roșie. Da, să facă o corecție și ce vedeți, dragii mei, din nou un potențial, cum se cheamă acesta, aștept să scrieți în comentarii și din nou prețul mă, mi arată că ar trebui să crească. Dacă ești agresiv, exact ca și la Tesla, îl prinzi de aici, dacă ești mai fricos, mai conservator, da, câștigi mai puțin, dar mai sigur, Aștept ca prețul să spargă și undeva în această zonă. Evident că marchezi profitul pentru că din punctul meu de vedere va uh, coborâ. Vom închide acest val 4 și de aici va urca dar acest scenariu îl voi prezenta în următorul video. Da și din nou te invit dragul meu în programul meu de mentorat unde te învăț când anume trendul obosește, când să marchez profitul, multe, multe trucuri, și mi-a face plăcere să uh, fii serios și să uh, lucrăm împreună <coughs> pentru a câștiga din ce în ce mai mulți bani. Cam uh, aceasta a fost analiza mea pe, în acest video, pe cele patru companii. Nu uitați, dragii mei, că mâine este Sfântul Valentin. Și observați că nu întâmplător, am ales culoarea roșie. roșu înseamnă pasiune, înseamnă iubire. Ați văzut că inimioarele sunt roșii și nu negre <gângătări> sau galbene sau verzi. roșu înseamnă iubire, pasiune și asta vrem. Iubiți-vă partenerul de viață, iubiți-vă iubitul, iubita, iubiți viața, iubiți banii, de ce nu, dar la modul armonios și frumos. Da, pentru că cu ajutorul banilor putem să avem o viață mai frumoasă, și o să vedeți că ne va aștepta lucruri destul de urâte în acest an, dar mai ales anul viitor, din punct de vedere financiar, în România. Așa că zic eu, investiți niște bani în educația voastră, și aici evident că mă refer la programul meu, dar toată viața puteți deveni câștiga bani, deveniți trader independent, business trader și trăiți doar din banii de tranzacții. Și de acest lucru, evident, că mă ocup eu. Bun. Cam asta ar fi. Repet, dacă aici nu apar comentariile, mi s-a dezactivat, dați click pe aici la mai multe și aveți toate linkurile pe care le aveți și canalele de YouTube. Aici nu știu de ce am pus două, n-am fost atent, nu contează. Aveți linkurile să vă ne întâlnim. Dar apropo, dați, dacă v-a plăcut acest video, dați un like la acest video. Dacă ești nou și pentru prima pe oară vezi, te rog să te abonezi și primești în continuare informații în mod gratuit. Dacă ceva scriți un comentariu, sper să rezolv problema. Ia să vedem aici. Uite, aici am avut... A, ah, sunt pe alt canal, mă post. Da, veți avea în comentarii, sper să rezolv cât mai repede. Bun, dragii mei, toate cele foarte bune și ne revedem cât de curând la următorul meu video. Sper să fiți mai vorbăreți în comentarii, evident, dacă voi reuși să deblochez acel, aceste comentarii. Bun, toate cele foarte bune. Și nu uitați să mă urmăriți pe, pe, pe Facebook și să intrați în grupul meu de, de răduc cu filtre de succes. Și aici discutăm, analizăm împreună cât mai multe companii americane ceau ce vreți voi. Numai bine.